proiectul Extreme Light Infrastructure, Nucratin sau ELI NP, este un proiect într-adevăr de mare vizibilitate în întreaga lume, pentru că este o noutate în știință, este prima dată când va exista o asemenea forță creată de laseri de a acționa asupra materiei. La cel de la Măgurele se vor îmbina două domenii mature ale fizicii, fizica laserilor cu fizica nucleară. Sigur, se așteaptă oameni de știință, se așteaptă la o serie întreagă de rezultate și au imaginat o serie întreagă de experimente, deci știința va înainta, mă sigur. Ce ne așteptăm este ca România să se așeze pe harta mondială a cercetării, având o structură, sigur, păstrăm oarecum scala, dar așa cum Geneva este cunoscută ca și gazdă cel mai mare accelerator în domeniul particulelor elementare, deci cei care conduc în domeniul particulelor elementare sunt la Geneva, în Elveția, în domeniul acesta al interacțiunii dintre laser și materie, deci la nivel nuclear, va fi la Măgurele. Deci toată lumea științifică știe deja, a fost un interes și din partea mass media internaționale pentru acest proiect, deci va așeza România pe harta lumii. De asemenea, sperăm ca acest proiect să servească la, să zicem, vizibilitatea domeniului științei în România pentru tinerile generații. Vor fi peste 200 de cercetători care vor fi angajați noi la acest centru. Vor fi o serie întreagă de aplicații. Sunt deja zeci de firme care sunt interesate în colaborarea cu acest nou centru de cercetări și sperăm ca Măgurele să devină un Silicon Valley al României. În ce stadiu se află acest proiect? Am început implementarea, a început construcția în aceste zile, chiar începe construcția civilă. Suntem în faza finală de evaluare a ofertelor pentru construcția laserilor. S-a început angajarea tinerilor cercetători la acest centru. Deci suntem în grafic, suntem în plină activitate de implementare. Când se va finaliza construirea acestui laser? Când vom putea spune gata, lucrurile sunt puse la punct și cercetările încep din acest moment cu toată forța? În 2017. Deci sper ca în 2017 să veniți la inaugurare când cercetătorii își vor începe activitatea în nou centru de cercetări științifice. Ca și valoarea acestui proiect și ca și finanțare? Deci finanțarea costă aproape 300 de milioane de euro fără TVA. Este finanțat din fonduri europene, a fost aprobat proiectul de Comisia Europeană, a fost aprobată prima fază de finanțare în acest ciclu de fonduri structurale deci este finanțat, cofinanțat și de bugetul de stat, 17%. Deci asta sunt partea financiară. Acest nou centru, chiar dacă este implementat de Institutul de Fizică Nucleară, nu va fi în, să zicem, o nouă infrastructură a Institutului, ci va fi un centru complet nou. Toate pozițiile sunt deschise competiției internaționale, se angajează pe parcurs ce apar oameni care să arate și performanță și dorință de a participa și expertiză să aibă, se angajează pe parcursul celor 5 ani. Deci cei 250 de cercetători se angajează de acum, începând de acum câteva luni, până în 2017. Câți avem deocamdată angajați? Cred că sunt în diferite stadii de... trebuie să treacă prin furcile caudine și ale, nu numai ale birocrației, dar mai sunt interviuri, forme de angajare, sunt în jur de 10.